Salutare lume frumoasă, Taleban vă pupă. Acum fac un clip pentru voi care mă urmăriți zi de zi, pentru voi care mă apreciați. Fac acest clip ca să vă explic ce mi s-a întâmplat în ultimile zile. Fraților, în ultimile săptămâni am avut niște senzații ciudate care au început să mă pun așa pe gânduri, să-mi fac griji și despre aceste chestii n-am vrut să vă vorbesc ca să nu vă îngrijorați. Pe ăștia care mă apreciați, ăștia care sunteți lângă mine tot timpul pe un live, pe un vlog, care mă urmăriți, nu vreau să se îngrijoreze nici persoanele care le am în România, că nici ei nu știau nimic. Am evitat să intru și pe live-ul unui băiat care m-a rugat să intru pe live-ul lui, tot așa din aceste motive. Acum o să înțeleagă și el de ce. Nu că nu vroiam, nu că am ceva cu el, dimpotrivă. Ieri am făcut un live, m-am dat supărat ca să evit anumite discursuri, să par aceeași persoană care am fost tot timpul în fața camerei, să vă facă să râdeți, să glumim, să facem și noi un live cât de cât decent, în care să pierdeți o oră, două și să vă treacă timpul. Am evitat să vă vorbesc despre această problemă care o am, înainte să vorbesc cu cel puțin cu un doctor, să văd ce și cum mi se întâmplă, care e motivul. Că aceste senzații m-am gândit că sunt din cauza oboselei. Cine mă cunoaște știe, muncesc, fac live-uri până noaptea târziu. Apropo, cineva mi-a zis: bă, dar de ce ai închis live-ul, de ce nu știu ce, nu știu cum ultima oară? Uite, acum o să-ți explic. Nu mă simțeam bine, am simțit nevoia să ies. Dacă eu am ieșit de pe live-ul ăla, înseamnă că chiar nu stăteam bine, că n-aș fi ieșit niciodată, aveam multă lume pentru nivelul meu pe live, dimpotrivă. Poate a fost seara cea mai frumoasă ca și număr de persoane pe live-ul meu și mulțumesc tuturor. Chiar mi-a părut rău că am închis acel live, îmi pare rău că n-am făcut live-uri zilele ăștia. Mi-ați lipsit, vă spun sincer, toți care mă urmăriți, mi-ați lipsit. Mi-a lipsit Caterinca, care o facem, și sper să mă întorc cât de curând pe live, să fiu lângă voi și voi lângă mine. Și pe live o să vă povestesc mai amănunțit ce mi se întâmplă. În ultimile 3 zile am fost prin spitale ca să aflu un răspuns. Am scris și pe Google, vă spun, știți cum se întâmplă în 2021. Când ai câte ceva, înainte să te duci la doctor, scrii tot timpul pe Google ce ți se întâmplă și știți cum iasă, îți iasă 1000 de chestii pe Google-ul ăla. Că în loc să ai un răspuns, mai rău te sperii, mai rău îți faci griji. Și dacă pot să vă dau un sfat, nu intrați, nu faceți cum am făcut eu, duceți-vă direct la un doctor și o să vă dea un răspuns mai detaliat, mai sigur. Pe Google găsiți orice în afară de ce aveți cu adevărat. Fraților, astăzi am avut și un răspuns. În ultimele zile am fost în spital, am făcut analize la sânge, am făcut chestii de genul ăsta. Analizele la sânge mi-au ieșit destul de bine. Mi-au zis că am colesterolul cam ridicat, trebuie să am grijă să nu mai mănânc multă carne grasă, salam și chestii de genul ăsta. Și hai să ne întoarcem la noi. Fraților, în cam 2 săptămâni aveam impresia că chestia asta simțeam că e ceva care nu merge în mine. Și am evitat, că am prostia asta să zic, lasă că aștept, întrece. Dar când am văzut că chestia asta se îngroașă, am zis: bă, Talebane, fii cu minte, du-te în spital, că știi cum e problema, ai o familie,
nu poți să te joci cu sănătatea ta și nu poți să te joci cu viitorul. Astăzi am fost, după ce am făcut analizele, am fost la doctor să vorbesc direct cu doctorul, să-i explic ce mi se întâmplă și grijile mele, să zicem așa. Am fost la doctor la 11:30 dimineață, astăzi n-a fost nici la muncă, și m-am dus. I-am spus, bă, domnul doctor, de vreo două săptămâni așa mi se pare mie, nu știu, dar când închid ochii, pur și simplu, când închid ochii, văd negru în fața ochilor și nu mai văd. Nu știu ce mi se întâmplă, fraților. Pur și simplu, închid ochii, uitați, și acum vă dau cuvântul meu de onoare, am închis ochii, nu văd. Nu reușesc să mai văd întuneric, ca și cum aș avea totul închis, parcă n-aș avea lumină, frate, nu știu. Doctorul mi-a zis să mai aștept, să mai fac alte analize de la sânge, să vedem, să facem niște analize la sânge mai amănuțite, să vedem de unde a plecat problema asta din ultimele săptămâni. O să treacă tot, fraților, nu vă faceți griji, știu că acum sunteți disperați să înțelegeți ce mi se întâmplă, știu că acum ați vrea să fiți lângă mine, să mă susțineți. Știu. Stați liniștiți. Lăsați un like, un comentariu și eu să stau mai bine, o să-mi treacă. Uite, deja încep să văd. Bă, vă văd, eh? Vă văd, nu? Bă, ușor cu like-ul. Ușor, nebunule, ușor. Vă pupă talebanul, ne vedem pe următorul live, vlog, story. Pam!